Mama Bianca Drăgușanu a trecut prin momente grele atunci când a fost diagnosticată cu o boală cumplită. Veta a vorbit despre cum a convins-o pe mama ei să se opereze, dar și despre cum se simte acum. Și așa mai departe. Suntem credincioase, gândim pozitiv, suntem puternice și putem reuși orice ne propunem. Ai spune că ai învățat ceva de la mama ta și aplici acum în educația ta cu Sofia? Sau ce ai învățat de la mama ta și aplici acum în educația pe care o dai Sofiei? De la mama învăț mereu lucruri. În fiecare zi învăț lucruri de la mama. Ne iubim, ne și certăm, pentru că asta este. Așa e ca între mamă și fiică. Da, serios, adică și cu soră mă mai cer din când în când. Da, imediat, după ce ne-am certat, ne împăcăm, că așa este. Îi spun, mamă, îmi pare rău, iartă-mă, te iubesc. Ea e mai emotiv, așa, mai se zmiorcă câteodată. Așa, da. Mie îmi pare rău că am făcut-o să plângă și ne împăcăm în 3 secunde. Asta e important. Cu Alex, anul ăsta vă vedem, te văd în roche de mireasă, în afară de târg. Cu soțul meu toată situația este una imprevizibilă. Așa, ca întotdeauna. Azi vă împăcați, azi vă certați, azi vă... Eu aș vrea să-ți spun niște certitudini, dar nu am. Știi, nu am certitudini. Eu doar mă rog bunului Dumnezeu să ne dea înțelepciunea necesară ca anul ăsta să fie un an mai... Mai echilibrat, să zicem, mai nu? Echilibrat, înțelegeți? Iar eu, fiind în zodia peștilor, sper să nu mi se mai tulbure apele. Este plecat acum. Eram cu treabă, da? Deci nu ne faceți vreo surpriză, că noi v-am lăsat, când ați intrat în direct la Star Matinal, erați împreună, erați bine, erați în vacanță. E plecat cu treabă, îmi vină utilul cu plăcutul, acolo unde iese mai dă puțin cu placa pe pârtie, își face și treburile, e bine să ni se facă dor unul de celălalt, mai ales că sunt și ocupată și chiar anul ăsta nu vreau să neglijez nimic din ce presupune prezența mea, știi? Pare treabă, vorbim zilnic la telefon, cu cameră, ni s-a făcut doar unul de celălalt, nu știu exact când vine, sper să vină întreg, pentru că e cam periculos ce face el pe acolo. Poate aduce și un cadou așa frumos ca de început de an. Prezența e cel mai frumos cadou și dacă e cu minte și e sincer cu mine, sincer, cadourile îmi permit să mi le fac și singură. Parcă... Să fie sincer, să fie lângă tine, nu? Să fie cu minte, domne. Știe el ce are de făcut să mă facă fericită. Îmi spune că nu e cu minte până la urmă. Cred că a început 2020 cu minte. Da, foarte cu minte. Sunt foarte mândră de el până acum. All I do is...